Iar acum hai să mergem într-un garaj unde se ascultă muzică bună. Da, în garajul lui muzica bună sună bine. În rubrica Oameni ca noi îl descoperim pe Artur Corcodel. Tânărul care face piesele artiștilor, le face să prindă culoare, tot el este cel care a acordat solistului trupei de Motans credit de încredere. În ce relații sunt acum și ce visare vom afla chiar acum din interviul colegii noastre, Luba Maxim. Mă numesc Artur Corcodel, am 31 de ani, sunt inginer de sunet și visul meu e să câștig un Grammy. Artur, tu ești inginer de sunet, da? Da. Ce presupune jobul tău? Ce faci un inginer de sunet? De la înregistrare până la mastering în cazul Moldovei. Captarea sunetului sau voce sau oricărui instrument. Tu ai un studio de înregistrări care este în garaj. Povestește cum a început. Primordial l-a luat taic-miu. Și eu când am văzut, eram abia la început de... Eram abia entuziasmat de studio, de chestii, că aveam niște prieteni care aveau tot în alt garaj. Adică pentru garaj e mare. Deci era prea mult pentru un garaj. Deci o mașină stătea acolo, nu era Da, asta este un garaj transformat într-un studio și cred eu că am făcut o treabă destul de bună, pentru că garajul de fapt e un leac mai mare decât la toți. Eu am rămas un pic așa dezorientat. Tu ai făcut audit, contabilitate, vreo 8 specialități și până la urmă asta ce? Pentru backup, plan B? Nu. Unii își găsesc deodată calea care lor le place sau ceea ce le place, altora trebuie să experimenteze mai mult. Dar deocamdată tu faci bani de muzică, să da, înțeleg. Dar să faci bani de muzică în Moldova de unde? Depinde cum lucrezi, cu cine lucrezi și cât de bine te prezinți, te arăți cât de profesionist. Suntem o echipă. Avem artiștii noștri care lucrăm cu dânsii, sunt semnați la noi și lucrăm cu dânsii. Ei sunt și cantautori, și fac singuri textele, melodiile și ei vin la noi cu ideile lor și noi încercăm să le creăm. Artur, da? Vreau să-mi spui despre Denis de la Vamotans. Am înțeles că tu i-ai acordat acel credit de încredere și l-ai... Cunoscut, el vroia să facă piesa lui, prima care e Versus, vrea să facă la alt studio și băiatul care, la care el a apelat a spus că, băi, uite, Denis, tot e prieten bun. A spus, băi, Denis, uite, eu cu mare plăcere, dar eu n-am să pot să fac ce aici tu îmi ceri. Și m-a recomandat pe mine. Și i-am spus că, băi, noi avem 3 săptămâni sau 4 săptămâni la dispoziție pentru că eu plec în Anglia pe un an de zile după asta. Și trebuie să reușim. Dar cum ți s-a părut piesa când ai ascultat-o, Versus? Foarte interesant, mi-a plăcut să lucrez cu... De asta și-am făcut-o așa, repede și... Eu nu am înțeles cum i-au devenit așa o buhniță, cu un hit. Nu m-ați așteptat. Absolut deloc. Versus, un preșcat pe Lexus. Pot să nu merg până la 10 sau măcar până la 1000. N-am de gând să mă ridic pentru un an. Încercând să fac o lume doar pentru noi doi. Sunt semnăturile la mulți care au fost și au înregistrat. Mark Stam, Boom Mijave, asta e un rapper, Motans, care a scris august 2016, o săptămână de Versus și un om de colecție pentru mine. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cine nu știe, vă rog să facă cunoștință... De Motans! De Motans! Salutare la toată lumea! Am venit la omul ăsta minunat, care îl ultimez, îl apreciez foarte mult. Dar asta e partea a doua. Tu ai fost plecat în Anglia, eu până acum... Ideea e alta. Mi-a arătat acelea 3 piese. 4. S-a încântat și Control Alt Delete atunci. Și Control Alt Delete, Versus, Jumătate Stai și 42. Mi s-a părut că tu ai entuziasmul acela care întotdeauna te face să te miști înainte, știi? Dar te simți mândru cumva că, uite, cumva l-ai ajutat să răzbată în lumea aceasta? Sigur că mă simt mândru că am fost o rampă pentru cineva. Corect se spune că talentul e 5% și 95% e lucru asupra talentului. Dar dacă... îți place să descoperi artiști interesanți, îi ajuți? Da, de asta și avem alți artiștii noștri, 4 artiști, pe care
cred eu că se merită de investit și se merită de să fie auziți de lume. Dar e greu în Moldova să te lansezi în showbiz? Depinde de care e scopul. Dacă e scopul să ajungi artist pentru evenimente, nunți cu matrii, chestii de genul ăsta, zile de naștere, e mult mai simplu, pentru că mult mai ușor să mănâncă chestia asta. Dacă e artist de scenă mare, unde vrei pe urmă muzica asta să o vinzi nu doar în Moldova, dar și peste hotare și să fie acceptată, e mult mai greu, pentru că ai un public mult mai larg care trebuie să te accepte. Dar tu tot cânti. Eu am cântat. Și mai cânti, am văzut. Nu, ce s-a întâmplat? Cata, nu mai vrei să... Nu-mi place, nu e a meu. Bine, unii au ambiția asta să fie cântăreți. Eu nu am avut ambiția să fiu. E foarte important pentru lucrul meu să știu să cânt. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. Little girls from Sweden dream of silver screen quotation. Care-i visul tău? Grammy. Știu că au ajuns moldoveni la Grammy și vreau și eu. Artur, eu sper visul tău să devină realitate și să-ți dirijezi viața așa cum ți-o dorești tu. Mulțumesc frumos! Mersi! Pe buze doar vorba ta, săruturi și liniștea mă înnebunesc. Se pictează imaginea cu tine în mintea mea, dar nu reușesc. Dar e pustiu. Bravo! Mulțumesc!